Omul minune sau ultima stație, așa este supranumit George Fetica, poate cel mai cunoscut bioenergoterapeut ce își desfășoară activitatea în zilele noastre. El este cel la care apelează persoanele suferinde, refuzate de spitale sau externate fără rezolvarea problemelor de sănătate. Sunt niște tehnici aparte, pur tibetane, pur românești, pur de la Institutul Internațional de Sănătate din Kiev, cu care am colaborat cu toți, am colaborat și am încercat să îmi însușesc tehnici foarte bune, benefice, pentru a ajuta oamenii. Deci, pentru absolut tot organismul. Asta este foarte important, că eu nu fac pentru o anumită afecțiune. În cabinetul său de bioenergoterapie, oamenii vin pentru a-și alina sau vindeca suferințele trupești, dar și cele sufletești. La George Fetica se pot face tratamente pentru toate părțile organismului, pentru orice fel de afecțiune, iar rezultatele sale vorbesc mereu doar prin analize. Foarte multe afecțiuni am avut înainte să vin pentru prima dată la domnul Fetica, printre care și una foarte veche, o dermatită atopică. Deci multe tratamente am făcut, dar nu am reușit să scap de ea. Am văzut un afiș pur și simplu și am știut că dânsul mă poate ajuta. Tehnicile aplicate de binecunoscutul specialist sunt diverse, de la terapia cu contact sau cea fără contact până la lasoterapia prin ventuza chinezească, una din metodele descoperite chiar de terapeut. Pe organe interne, de altfel eu ce fac? Doar încarc organismul energetic, după aceea se protejează, este acel scut imunitar pe care, da? Închideți ochii, vă rog, lucrăm cu pase. Fiecare dintre tehnicile folosite în cabinetul lui George Fetica are rolul ei bine definit și ajută pacientul să aibă rezultatele dorite.